Dar ce ziceți să facem un challenge? Ce challenge? Ce challenge? Nu dormim 24 de ore! Mhm. Și câștigă cel care adorme ultimul! Uuu, ne place ideea! Tati, dar noi toată noaptea am editat videourile! Nu știu dacă vom rezista! Hai, mami, că noi pentru prima dată am făcut-o de multe ori! Eu mi-am amintit un life hack. Nu vă spăla pe față la fiecare jumătate de oră. Iar apa trebuie să fie cât mai rece. Iar eu la fiecare jumătate de oră fui pe apă. Ca să îmi provoc organismul să mă trezească el singur, ca să plec la baie. Ca să fie o atmosferă cât mai orbitoare, voi aprinde lumina în toată casa! Da, challenge-ul abia s-a început, dormite și mi-i somn! Important să mă trezească la timp, ca să reușesc la baie, să nu am surprize neplăcute! Să scot fața de pernă. Să le pun aici. În loc de pernă. Mircea, ce faci? Ce-s cu cărțile astea? Îmi fac o pernă cât mai tare, ca să nu pot adormi. Da, nu te ia somnul pe ea. Dimineața când mă spăl pe dinți, mă trezesc imediat! Dar tu, când te trezești definitiv? Eu vreau să-mi amăgesc creierul și mă îmbrac cu haine de afară! Căci dacă aș fi fost în pijama, aș adormi într-o clipă! Să deschid geamul ca să fie cât mai răcoare în casă, de altfel ne ia somnul pe toți! Uai! Îmi pun boxa la maxim! Și ce dacă îmi trezesc tot hotelul? Important eu să câștig challenge-ul! În casă deja este mult mai răcoare! Perfect! Jocul timpul trece ca vântul. Mi-am făcut o cafea pentru că știu că te ține treaz foarte mult timp. Să te stiez. Ce amar. Eu mi-am luat un suc de portocală. Iar eu beau cafea. Dar mi-am ghișit, mi-ai făcut. Tati, stai fără griji, că ți-am făcut eu una. Mulțumesc, Mirisa. Ori de câte ori beau cacao, mă trage la somn de Doamne ferește. Și de aceea i-am zis lui tati că i-am făcut o cafea gustoasă, dar de fapt este cacao 100%. Dar cât e de dulce! Să credeți, dar este pentru prima dată când vreau ca concurentul meu să nu pierdă challenge-ul. Pentru că tati este la volan și nu trebuie să adormă. Eu intenționat am venit cu ideea să mergem la drum lung. Pentru că la volan practic niciodată nu adorm. Iar pasagerii, dacă merge așa mai liniștit, au pus o muzică interesantă, liniștitoare. Atunci... Ador cu siguranță!
Mie mi-a venit o idee. Ca să nu fie somn, voi citi toate comentariile voastre. De aceea scrieți-mi chiar acum ce să fac ca să nu adorm. Și vă voi pune la fiecare câte o inimioară. Eu, ca să nu adorm, mi-am luat această carte interesantă de acasă ca să o citesc tot drumul. Știu, căscatul este foarte molipsitor, dar eu o fac intenționat. Și apropo, sunt foarte atentă la drum. Nu vreau să adorm. Nu ajută cititul ăsta. Mircea a căzut în capcană. Dar ce coincidență! Tocmai astăzi este noaptea muzeilor. Și de aceea am ajuns aici, în Alba Iulia, cu mașina. Să vedem cine adorme primul. Noi în Alba Iulia deja am făcut sărac bogat, dar cei 100 de lei încă nu i-am ascuns. Așa că fii atent pe tot parcursul acestui videoclip. Dar nu este doar un singur premiu, ci mai multe! Cu siguranță aici vom avea foarte multe activități și nu vom adormi! De la ce să începem? De la Muzeul Unirii! Dar în care direcție să apucăm? Încolo! Iar blițurile nu ne lasă să clipim un ochi! Cheese! Eu știu că adrenalina nu te lasă să închizi un ochi! Dar cum să faci ca să o ai? Eu știu că de la emoții foarte puternice, spre exemplu de la frică! Intrăm în temniță! Și este la fel de fioros. Iată de ce toți spun că hoții trebuie să stea la rocoare. Acum am înțeles. Oare cum stăteau ei aici? Dar ce văd acolo? O cușcă! O masă de tortură! Hai să plecăm de aici, pentru că este prea fioros. Dar oare câte emoții când îți iese un urs în cale? Wow! Tati, ți-i somn? Da! Cu un lup? Sau cu o întreagă familie de daci? Tati, eu acolo nu vreau să mă duc! Sunt oameni din epoca de piatră! Vă rog frumos, mulțumesc! Marina! Salutări! Marina, dacă vezi asta, le-am spus eu să te menționeze, te rog eu, dacă nu te uiți la videoclip, să vezi ce-ți fac acasă! Cine oare poate să adoarmă de la sunetul de ciopan, mai ales când el face și bani? Poți văd și eu cum arată moneda? Eu îi zic să vedem și cum o fac. Produce, stai că-ți trage ceva. Mami? Wow, tate! Tate, cât pe ce s-o surzesc? Uite și moneda! Ca să fie mereu gălăgie, voi pune să curg apa continuu la cadă. Rezolva un puzzle, să am ce face. Oh, îmi voi face un duș rece. Oh, ce rece! Eu știu că dulciurile generează multă energie și de aceea trebuie să mănânc cât mai multe, să nu mă tragă la somn. Dar mie mi-este foarte interesant, la ce oră se curcă pânații care ne privesc? Este prea confortabil acest scaun, mă face să dorm. Am o idee.
acest scaun n-are spitează. De ce dacă tu adormi și cazi pe spate, deodată te trezești? Oricum este somn. Să-mi pun masca pe față! Cum arată pisică? Voi, ce rece este! Nu o fac pentru frumusețe, ci ca să mă trezească! Mi-a picat ceva în umăt! Să mă duc repede să mă spăl pe față! Ca să nu adormim, o să ne jucăm biliard! Să identificăm cine pornește jocul! Oare vei putea? Ce? Oare pe voi nu vă deranjează când auziți zbor mașina vecinului? La o bucată de noapte! Cu asta mă voi ocupa eu acum, ca să nu adorm! Ce enervant! Anume, asta ce-mi trebuie! Biscuiți! De ce mănânc în pat? Ca să fac cât mai multe firmituri! Îți amintești senzația aceea când mănânci pe pat și faci multe, multe firmituri? Trebuie neapărat să scuturi patul, că de nu, nu poți adormi pe ele! Am o idee! Mă voi stupi pe față la fiecare 15 minute! Chiar dacă nu-mi place, voi mânca această lămâie! Arhidiacră! Mă va ține trează cel puțin 2 ore! Repede la schimbare de garde! Eu zic să lăsăm pietele să ne depășească și după aia le arătăm la viteză. Nu mai putem! Ba! Să ne trecem, Matei! Cine se trezește mai dimineața, mai departe ajunge! Ne-am trecut! N-a durat Mircea mult? Ce le-am depășit? Tati, nu mi-este un somn deloc! Dă-ți-mi! Iar acum un mic popas! Ce faci, Tati? Mă mișc, mami, pentru că exercițiile fizice nu te lasă să dormi. Este o idee! Să vin și eu să fac lângă voi flotări! Uite cum mă plăgează! Bicicletele astea ne storc de puteri! Ele vor obosi și după aia la deal nu o să poată să împingă și oricum ajungem noi primii la destinație. Iar eu, ca să nu adorm, o să-mi conectez căștile la maxim! Hai, luați-vă revanșa! Tot!
iar tata împinge bicicleta. Hei, și eu conduc și nu pedalez. Ce-ai pățit, tati? Am obosit, mami. E mai ușor așa? Așa, vă parcați, vă parcați. O altă idee este să mergi cu o mașină decapotabilă și să-ți bată vântul drept în față. Oh, mami. Au pornit fără noi la drum? Nu știu cum la voi, dar la mine tot timpul când simt un miros puternic, nu mă ia somnul. Să știi că m-a trezit și pe mine. Ceva, flori ceva. Câtă levănțică și câte flori frumoase. Cât băieții se joacă, noi vom gusta din lollipops care pocnesc în gură. Bine că ne le-au dat abonații aici în Alba Iulia. Iar aceste pocnituri nu ne vor lăsa să dormim. Dar și eu. Ține atunci. Ne-au deconspirat. Dar chiar în noaptea muzeilor îl sărbătorim pe David și îi spunem la mulți ani aici, dar și în comentarii. Felicitări! Mulțumesc! Dar tu vreodată ai dormit la vreo zi de naștere? Eu nu, de aceea să sărbătorim împreună. Dar ce fel de zi de naștere fură de cadou? Unul pentru David și altul pentru abonați. Este o cursă T-Racers. Dar ce ziceți să ne jucăm împreună cursa dragonului? Păi ce stăm? Haideți atunci să o despachetăm. Așa ar trebui să arate traseul nostru. Câte avem aici? Avem ceva de muncă, mami. Zici că scoți mâncarea. Acum haideți să identificăm locul în care se lipesc capsibildurile. Avem nevoie de piese. Deci acum am nevoie de 8. Perfect. Dragonul. Gata, am asamblat pista. Dar ce este specific pentru acest joc? Că îl joci împreună cu prietenii, în echipă. T-Racerul și mașinuța sa sunt pregătiți de cursă. De aici se lansează mașinuța cursă care trebuie să parcurgă acest traseu și concurentul trebuie să o prindă cu gura dragonului, iar dacă scapă, ajunge până la finish la cupă pe care trebuie să o recupereze. David, să-i dăm start! Melissa, atunci încearcă să prinzi mașina mea. David, din prima ți-a reușit să recuperezi cupa. Iată și cupa pilotului. Acum încerc eu. Te prind cât ai zice pește. Astăzi Casi este foarte rapid. Da, e dificil. Și Mircea? Încă puțin. Încă o șansă. Wow! Și pilotul a zburat din mașinuță. Iar cine va fi cel mai activ în comentarii va primi un cadou T-Racers. La mulți ani, David! Să ai o copilărie frumoasă, iar noi împreună servim din bucatele pe care ni le-ai lăsat chiar tu. Mulțumim! Nu vine să vă să mă bate surul. Haide, ce vă poftește inima? Dar eu știu că emoțiile pozitive te țin treaz. Ia zi, facem o magie împreună? Opa, așa! Cum se umflă! Uite aici, un fluturaș magic, magic, magic! Mulțumesc! Iată că a ajuns momentul să ascundem bancnota de 100 de lei! Fii atent aici! Deci, așteptăm poza cu bancnota pe contul nostru de Instagram, Melimi YouTube! Iar aici, în Alba Iulia, ne-am întâlnit cu o vedetă! Și anume, Ziggy! Vai, ce drăguță este! Dar acest personaj minunat
Are și o pagină de Facebook. Cum se numește ea oare? Ziggy Ziggy. Și este o vedetă în Alba Iulia și îi face poze cu toate vedetele. Știu foarte bine, seara, când mănânc ceva gustos, călduț și dulce, te apucă somnul și moșienii vine pe la gene. De aceea îl vă ruga pe Adi să-mi dea câteva clătite uriașe care sunt foarte gustoase și să-i servesc pe toți membrii familiei mele mii și să-i ador. Ce gustos! Sunt colde și dulci! Îți place, Matei? Mi s-ați place? Bine, foarte mult! Mâncați, poftă bună! Tati, dar tu nu mănânci! Eu mai încolo, altă dată! Eu vreau să încerc ceva! Pun lingura în gură și dacă ador, mandibula se relaxează și cade peste farfurie și face un zgomot! Atunci mă trezesc! Hâncheac! Nu trebuie să stau în acest dormitor! Văd patul și mă trage la somn! Mă duc în living! Să-mi caut ceva ocupație! Ce este aici? Wow! Ok! Wow! A funcționat! Să țin ochii larg deschiși! Poate ajută! Nu mai pot! Se închid deja singur! Matei este în pat! Să vedeți cum îl adorm imediat! Matei, lasă telecomanda! Ia să-ți număr oițele! O oiță, două oițe, 48 oițe, 50 de oițe! Tati, tu ce dormi? Eu nu dorm, eu fac gimnastică. 1, 2, 3, 4, de ce zâmbiești? Matei a lăsat televizorul conectat. Matei, Matei, a adormit, a ieșit din challenge. Această soltea este mult prea confortabilă. Stai! Imediat îl fac perfect! Iată așa e mai bine! Da, nu mai dormi! Una cu două, da! Eu voi dormi foarte liniștit doar cu această mască! Și mă prefac că vorbesc la telefon! Au! Nebun meu! Vreau un joc! Mie tu să-i zici cu solteaua mea! Mircea? Nu cumva dorme? Parcă nu! Are ochii deschiși! Mami, fii atentă că sunt ochelari! Ha, încă minusul. Să facem un selfie cu el cum doarme! Și-l vom posta pe contul lui de Instagram, Mircea Melimi! Mircea! Trezește-te! Ai pierdut challenge-ul! Nu am mers ideea cu masca! Tati! Tati! Tati, Tati, trezește-te! Tati! A dormit! Minusonu! Mulțumim hotelului medieval de aici, din Alba Iulia, pentru sprijinul acordat în realizarea challenge-ului nostru! Vom reveni cu drag la voi! Pa, pa! Pe curând! Pa! Pa!